S-a mutat la cealaltă poartă. Lovitură de colț, bătută foarte bine Ciucă și ocazie uriașă, gol Dina. Este 2-0. 2-0 pentru Universitatea Craiova după un nou carambol la poarta lui Mincă, curat ghinion pentru formația brașoveană. Reia, iată desfășurarea acestei faze. Ciucă reia foarte bine cu capul, cu pământul. Mincă respinge în transversală. Pițurca a încercat să reia, Minca bâlbâit. Rezolvă însă Mădălin Ciucă. Bărboianu foarte insistent recuperează această minge. Îi poate trimite lui Mihai Dina. Viteză bună a lui Dina. Fault clar al lui Oros, care vede cartonașul galben. Ce viteză a reușit să dezvolte Mihai Dina. Iată, reușește însă să ajungă primul la minge. Oros nu are altă soluție decât să-l faulteze și Universitatea beneficiază. Referiță Gargorov pentru Ubei. Frumoasă trecerea lui Ubei, nu este offside. Pițurca avansează, o centrare spre Dina. Dina cu șpițul, Dina rămâne la minge. Scoate Mincă și autogol. Gol Universitatea Craiova. Autogolul lui Oros. O fază incredibilă de carambol, frumoasă, plecată de la mijlocașii Gargorov și Prepeliță. Iată-l pe Dina, cum ia aici fața lui Ionuț Voicu, împinge mingea cu șpițul, Mincă se opune, dar ghinion... Gargorov, Dănănaiș, pregătește șutul, o face, trimite slab, preluarea lui Dina, gol! 1-0 pentru Universitatea Craiova în minutul 5 al partidei. Un șut slab al lui Dănănaie, care nu a putut fi respins de clujeni. A fost un luft al unui jucător din tabăra oaspeților. Deci pentru public să celebreze această reușită. Iată că și în a cincea partidă, sub comanda lui Victor Pițurcă, Universitatea Craiova reușește să găsească plasa porții adverse. Incredibil de apatici jucătorii lui Marian Pană la această fază. Iată ce preluare înaltă și-a făcut Dina. Frumoasă execuție pentru probabil. O susținere de pe banca tehnică, dar o susținere adevărată. Gargorov cu o pasă excelentă pentru Dina. Rămâne la minge Dina, ofentă. Dina ține de minge Gargorov. Nu este Gângioveanu, urcă Ștefan Bărboianu. Centrare în fața porții și ratare uriașă a lui Gargorov. Se aud și suporterii olteni dacă cum continuă acțiunea Craiovei cu Mihai Costa. Centrare în fața porții, Dina, gol! Gol Craiova! Dina deschide scorul lui Ștefan cel Mare. Dina pe acea parte dreaptă unde Costa a rămas singur și a putut să centreze fără nicio problemă. Scăpat din marcaj, Mihai Dina reușește să marcheze așa cum s-a întâmplat și în aprilie. Atunci Dinamo a câștigat cu 2-1. Dina a marcat golul Universității. Este al patrulea gol marcat de Dina. Nu a scris pentru Craiova decât Julius Ubei. Dănănaie învăluie excelent, mușat, nu are timp să se regrupeze. Vine și centrarea și gol pentru Universitatea Craiova. Mihai Dina înscrie la capătul celei mai bine lucrate faze de atac a Universității Craiova. Iar Ubei l-a deschis excelent pe Dănănaie, o centrare superbă în 6 metri și execuția lui Mihai Dina impresionantă, pentru că balonul a șters și bara transversală, am senzația. Fără șanse. Nicu Epaminonda faultează și va vedea cartonașul galben la acestui joc. Și iată, duelurile devin din ce în ce mai aspre. Nu au reușit să obțină decât 5 victorii, dar Ceahlăul Piatra Neamț în ultima vreme nu prea mai pierde pe teren propriu, de la cel 0-1 cu Oțelul. A mai fost un 0-0 cu Gazmetan Media și apoi 2-1 cu FC Brașov, 1-0 cu Poliaș.
Angajează bine Dina, se întoarce spre poartă, îi trimite lui Mihai Costea. Atenție la această fază, Mihai Costea, gol Craiova! Mihai Costea reușește să înscrie în minutul tur al șaselea în acest campionat. Pasă excelentă a lui Crăciun pentru Dina în poziție regulamentară. Dina îl păcălește pe Miron. Au profitat oltenii de faptul că Balaj era cu spatele, discuta undeva în apropierea. Prepeliță, Prepeliță, pasa lui Prepeliță pentru Dilevski. Blocat Dilevski în momentul șutului. Gol! Gol! Prepeliță, nu era Dina. Primul șut pe spațiul porții aduce și primul gol al Craiovei. Încep să spere oltenii care reduc din diferență 1-2 Universitatea Craiova Internațional Curtea de Argeș. Poziția este corectă. Un jucător care a impresionat și a rămas iubit pentru ceea ce făcea el ca floricele și gol pentru Craiova! Gol marcat de Dina, pasă venită din dreapta de la Prepeliță și este 1-0 pentru Universitatea. 0 pentru Universitatea Craiova, debutul de care avea nevoie echipa lui Mogoșanu, este minutul 8 și este primul gol pe care cei de la Pandurii Târgu Jiu îl primesc în această ediție de campionat. De văzut cum vor reacționa într-o asemenea situație. Cei de la Pandurii Târgu Jiu, iată, încep să obțină rezultate tot mai bune. O minge pierdută ușor la mijlocul terenului, contraatacul purtat de Bird și Dina trimite pentru Bird, stângă, încearcă să recupereze și șutul lui Michael Bird este respins în corner de Stanca. Trebuie la aceste contraatacuri pentru că jucătorii din față au rapiditate. Constantin nu a dat penalti cât se poate de clar pentru Craiova. Paunovic bate lovitura de la colț și este gol pentru Universitatea. 2-1, replică instantanee din partea echipei lui Marc Vote. Cel care înscrie este Mihai Dina. Prin Mihai Dina, iată centrarea. Dina a reluat imparabil pentru Dolha. Venise acolo și Valentin Iliev, însă... O pasă extraordinară. O pasă, cred, de 70 de metri pentru Mihai Costea, centrarea lui Mihai Costea, Dina, pe lângă poartă. Frumos acest atac al Craiovei, poartă. Au trecut oltenii din nou pe lângă egalarea în minutul 63. Liviu Ganea, o singură ocazie a avut Liviu Ganea, n-a reușit însă să șuteze spre poarta lui Silviu Lung, acum lovitură liberă și probabil târziu de Radu Barbu. În aceste 20 de minute a avut însă timp suficient să dea... Poate fi surprinsă chiar și pe acest contraatac. Spase Dilevski. Dilevski pentru Dina. Dina se întoarce. Un șut pe lângă poartă. A jucat în echipa națională. A evoluat și în străinătate pentru spaniolii de la Logroñes. Acum... Dina, la marginea careului rapidist, a șutat din întoarcere. A beneficiat și de eroarea lui Marius Constantin și n-a fost deloc departe de a-și învinge fostul coechipier. Apoi propriu cu finanțatorul echipei Ubei, în care Ubei, gol Craiova! Dina marchează după o fază senzațională creată de Julius Ubei. Dida, să vedem dacă va fi și singurul. Iată faza din care Craiova deschide scorul. Pentru că Dias... întâi s-a dezechilibrat și abia apoi a fost, iată gol, gol marcat de Dina, lăsat nepermis de liber, centrare perfectă a lui Ubei și Craiova conduce cu 2-0. Vreau să vă spun că Luis Diaz căzuse deja, mai ales precisă a Craiovei, centrare foarte bună a lui Ubei, Ubei se desprinde de marcajul, nu, Dina se desprinde de marcajul lui Vlaicu. Plasează mingea
peste arcadă. Iată-l pe Dina. Dina intră în careu. Dina este atacat de Bădoi și nu se acordă nimic. Ba da, este penalti, face semn Sorin Corpodean. Penalti pentru Universitatea Craiova. Intervenția lui Bădoi imprudentă din spate. Dina a știut să pună piciorul să protejeze. Devine atacant central, iar Costea să se așeze pe flancul stâng, acolo unde îi convine cel mai mult. O centrală a lui Gângioveanu, 2-0! Cred, da, centralul Mudura, tușelul Mudura arată cu fanionul spre centrul terenului, este golul lui Dina. Pentru Dina este a treia reușită din acest sezon. Iată mingea din bară. Oia din poartă. Oia din poartă, văd, da. Oia din poartă, 2-0 pentru Craiova. Și iată că Nicolo Napoli în ultima vreme... Undeva în spate Dina. O nouă respingere greșită. Dina în careu, șutul lui Dina. Și este 1-0 pentru Universitatea Craiova. Ce start nebun de joc. Până acum câteva secunde Sauli a pus autograful pe această reușită din minutul 6. E drept, trebuie precizat că și defensiva vasluiană a pus umărul la greu la acest gol. A fost o degajare greșită în bălace și Dina a speculat. Acum, atacând mingea, să vedem centrarea destul de bună, super! Super gol pentru Universitatea Craiova, scris cu capul de Mihai Dina. O reluare splendidă a atacantului Universității Craiova în minutul 42. Foarte bună centrarea lui Gângioveanu și n-a mai avut replică de această dată Colev. S-a aflat în duel cu Silviu Ilie. Pentru Florin Costea este o fază foarte periculoasă pentru poarta lui Marius Popa. Costea centrează pentru Dina! Golul 3 pentru Universitatea Craiova. Marcat în minutul 89 de Mihai Dina. Iată încă o dată centrarea lui Florin Costea. Nu, a fost un șut simplu cu latul al lui Dina și nu o reluare cu călcâiul, așa mi s-a părut. Costea